Astăzi, creștinii ortodoxi sărbătoresc a doua zi de Rusalii, una dintre cele mai importante sărbători creștine. Pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile este celebrată la 50 de zile după Paște și la 10 zile după Înălțarea Domnului. Oamenii s-au strâns la Patriarhie de la prima oră. Slujba de Rusalii s-a ținut la altarul de vară de pe dealul Patriarhiei. Autoritățile au amplasat scaune la distanță de 1,5 metri. Cei mai mulți dintre credincioși au purtat mască, deși se aflau în aer liber. La Patriarhie a fost totuși puțină lume. Cum vi se pare faptul că nu sunt foarte mulți tineri, deși e dat liber, zi libere de la stat? O să vină. Ei vin mai târziu. Foarte puțin tineri, totuși, e liber, au zi liberă. Și în această zi mare, nu știu de ce e așa. Spre exemplu, era altă și așa mai departe, mai înapoi, a fost o grămadă de lume, o grămadă în parțele astea. Nu știu care este treaba, pentru că asta e o sărbătoare mare. De Rusalii este zi liberă, dar românii au ales să meargă mai mult la mare sau la munte. Păi eu mă bucur că sunt tineri, dar poate nu au apucat încă să ajungă mai mult, cât de obicei aici este foarte plin de oameni. Superstiții astăzi, ce nu trebuie să faceți? Nu cred în superstiții de genul acesta, nu apar nicăieri în Biblie, așa că sunt doar din popor și consider că doar ce ne învață părinții sau preoții trebuie să urmăm. Cum de ați venit la biserică astăzi? Majoritatea pleacă la munte, la mare, în mini-vacanța asta. Am zis să dedic astăzi timpul bisericii, așa simt, așa am simțit și asta fac. Două tinere, ca ele, au venit la biserică. Mulți au mers la distracție, dar ele nu, pentru că e zi sfântă.